Acesta este un episod special din Ai ce știu și revin din timp în timp cu niște subiecte mari care afectează și centrul și este Europei, ceea ce se întâmplă în lume cu unele știri. Am să vă spun că este un business, un tip nou de business acesta, prin care operatorii telecom încearcă să își readucă o parte dintre resurse sau o parte dintre acționari în efortul conceput de management al acestor operatori telecom. Este un, o să zic, un tendință din 2016-2017, când a apărut prima dată în Europa, cel puțin în vestul Europei. Dar ce mi-a atras atenția este o știre prin care Orange și Orange își creează un European Tower Co, adică o firmă care se ocupe de infrastructură. De ce să se ocupe de această infrastructură un operator nou înființat, o societate nouă înființată? Fiindcă ei cred că se va, să zic așa, debloca niște resurse pentru acționari, chiar și pentru resursă umană, chiar și pentru celălalt partener. În cazul lui Orange, firma se va numi Total. Dar să vedem de unde a început toată această poveste. Infosec spune că este un business care are legătură cu 5G-ul. Fix datorită faptului că s-a dezvoltat și tehnologic aceste facilități, s-au dezvoltat și tehnologic, atunci încearcă să pună accent mai focusat pe aceste resurse. Operatorii gen Orange, Telecom, Deutsche Telekom, Vodafone și rest. În aceste rapoarte vedem ce înseamnă, din punct de vedere, să zic, și vă invit să le citiți jos în descriere aceste link-uri, să le parcurgeți, fiindcă puteți să vă faceți o idee. În 15 minute nu apuc să vă prezint toate informațiile. Vedem din punct de vedere european, ele se folosesc în Franța, Germania, aceste firme, aceste tower. TowerCo, cum este intitulat și episodul. Olanda, Italia, Franța, Elveția, UK și the rest of Europe. Ce implică din punct de vedere al tehnicii, tot în aceste rapoarte de la Eastern Young aflăm, cum sunt văzute și care este business-ul de început și de parcurs al acestei tipul de companii. Sunt și noi ca oameni încercăm să ne facem venituri pasive și operatorii încearcă să își facă venituri pasive din crearea acestor mamuturi, firme, startup gen mamut din start, care să le preia tot ce înseamnă partea de infrastructură, partea de stâlpi, de antene, de rutere, de switch-uri, de tot ce înseamnă și ce se folosesc în cabluri și așa mai departe. În 2015, având în vedere că v-am prezentat un raport din 2017 sau 2018, în 2015 aceste societăți încă erau înglobate în acei operatori care vi spuneam mai devreme, pentru care și mici și mari. Cei mari vi am prezentat, cei mici, dacă căutați pe internet un top 100 operatori telecom, găsiți chiar de pe rând.
și vedem că infrastructura pasivă se transformă în infrastructură activă și ajunge la retail market. Deci sunt trei piețe care sunt, vor fi complementare din aceste, dar independente din aceste puncte de vedere. Totul a început în America. America, care cel mai mare operator din, de la ei este American Tower, Crown Castle, SBA Communication, Vertical Bridge, care fac aceste lucruri de cel puțin 30 de ani. Sunt aceste companii care vând servicii la alți, probabil au fost, să zic așa, împărțite și la ei din operatorii de gen AT&T sau Verizon sau mai nou T-Mobile și așa mai departe, dar vedem că și unde operează pe lângă Statele Unite în acest top de 149. Este un top vechi, dar important, fiindcă vă faceți o idee la ce anume să folosesc și cine ia banii din comunicațiile voastre. 2016, v-am prezentat 2015-2016, vedem din punct de vedere al Statelor Unite, sunt aproape similare valorile, dar nu prezintă tot topul la nivel mondial statista. Cellnex, aflăm de Cellnex că este cel mai mare operator din Europa al acestor taure, aceste nouă creații, dar a devenit nou cel mai mare operator, fiind pe locul 4 în 2015-2016, pe locul 5, pardon, Cellnex, este fost Abertis, dar a cumpărat în 2020 CK Hutchison European Tower Business, cu prezență în Austria, Danemarca, Irlanda, Italia, UK, Suedia. Aceste tranzacții i-a precedat și Arqiva din UK, tot la de la Cellnex, pentru 2 miliarde. Cealaltă tranzacție era 10 miliarde de euro, de dolari. Aceasta este 2 miliarde de lire de data aceasta. Și a urmat, tot în 2020, achiziția a, să zic așa, principalului jucător de tower, de afaceri de infrastructură din partea de Polonia. Este Play Infrastructure, Pol.com Infrastructure, cum se numește. Și Vodafone, ce vă prezentam în 2014, topul. Vodafone este actualmente, vrea să fie numărul 1, dar este numărul 2 pe această piață, după acest spin-off și listare la bursă, care se va întâmpla prin martie-aprilie 2021, peste o lună. Și vedem că va intra și pe piața din Grecia cu această, și această piață va intra în acest nou model de business. Cellnex, în urma, ce vă spuneam, în urma tuturor achizițiilor, are următoarea structură. Este una foarte vastă și include Polonia, Austria, dar și vestul Europei, UK, Portugalia, Spania, Italia și alte, Franța și alte Elveția și alte afaceri în interiorul ei. Sunt niște LLC-uri, companii limitate acestea, dar sunt foarte bine pentru a face afaceri. De ce face Vodafone? De ce face această împărțire a activității? Pentru a debloca fonduri pentru acționari. Pentru acționari. În principal, primii acționari acestor companii vor fi
în oglindă celor ale operatorului. Și la din punct de vedere al Vodafone și din punct de vedere al Orange. Iar între timp cu listările la bursă se vor schimba acestea și aflăm că și Cetin din Cehia urmărește să facă aproape 5 miliarde de dolari din IPO, urmărește să-i facă în servicii de, ne spune Bloomberg, în servicii de să zic așa, să-i transforme aceste infrastructuri în bani, în servicii pentru bani. Vă spuneam că Vantage Towers vrea primul loc din piață, dar Cellnex, prin cele două achiziții prezentate mai devreme, i-a luat înainte. Iar Totem, care va fi, să zic așa, împărțit din activitatea Orange, va fi pe locul 3. Telsius, cei care au cumpărat și pe cei care au cumpărat American Tower, ce vă spuneam de American Tower, vor fi pe locul 5 și la nivel european vorbesc de asta. Și mai este Invit, care este un independent ca și JD Towers. Vedem că JD Towers apare în, să zic așa, ca fiind deținut și de Deutsche Telekom. Deutsche Telekom nu o să parcurgă la această împărțire de activitate, fiindcă ei au deja împărțit. Dacă verificați topurile ce v-am spus la începutul videoului, sunt deja împărțiți și sunt, din punct de vedere al afacerii, două afaceri nu complementare, ci independente. Dar cu toate acestea, o parte dintre analiști spun că depind foarte mult în urma acestor operațiuni de chiriași și de clienți. Bineînțeles, este așa, principalul client al lui Vantage Towers va fi pentru început Vodafone, la Totem va fi Orange și așa mai departe. Și va fi o stagnare a unor piețe, fiindcă e deja, vă spuneam și vă arătam din raportele Ernst & Young, e deja o activitate care este complementară și dacă activitatea de vânzare ale operatorului stagnează, și această activitate în lanț stagnează cu ea. Dar și așa, Orange vrea să facă această companie una la nivel pan-european și să se dezvolte, ce vă spuneam la începutul videoului, să se dezvolte în aceste piețe. Orange și Vodafone și Telecom, Deutsche Telekom, sunt prezente și la noi pe piață și în general și în Austria, și în Ungaria, și în Polonia, și în Croația, și în Grecia, și lista poate continua foarte, foarte mult, și în Cehia, și vor să devină o afacere, pot să zic, importantă pentru noi acționari. Vor fi același la început, vă spuneam, dar se vor schimba pe parcurs cu unele vânzări de la fonduri de investiții sau la listări pe bursă sau orice fel. Bun. Acesta a fost episodul de astăzi. Ce ne spune și ce am citit și de pe Titans. Dacă v-a plăcut, trimiteți-l și celor care nu știu această informație. Având în vedere că noi plătim pentru servicii care ajung să fie, să zic așa, intermediate de aceste companii, servicii de voce. Până data viitoare, salutări!